Animale nevertebrate. Moluște. Melci. Resursă educațională pentru clasa a 5-a. Moluștele sunt animale nevertebrate. Denumirea de moluște provine din latinescul moluscus sau molis, care înseamnă moale și reprezintă principala caracteristică a corpului acestor organisme. În general, corpul moluștelor nu este segmentat, însă, la melci, se disting trei regiuni: cap, picior și masa viscerală. Capul este bine dezvoltat și distinct la melci. Prezintă 4 tentacule, 2 mai scurte și 2 mai lungi. În vârful tentaculelor lungi se găsesc ochii, iar cele 2 tentacule scurte au rol tactil. Masa viscerală are forma unui sac în care sunt localizate organele interne ce realizează funcțiile de relație, de nutriție și de reproducere. Piciorul este un organ muscular situat în partea ventrală a corpului. În afară de cap, picior și de masă viscerală, melcii au manta și cochilie. Acestea sunt organe caracteristice moluștelor. Mantaua are un aspect de membrană. Ea mai poartă și denumirea de palium. Funcțiile mantalei sunt diferite, protejând corpul, secretând cochilia, dar servește și ca organ de respirație. Cochilia este caracteristică moluștelor. Este o formațiune dură, calcaroasă, cu rol principal de protecție a masei viscerale și a întregului animal. Mai are și rol de schelet extern. La unele moluște, cochilia a regresat până la dispariția completă, de exemplu, la melcul Limax. Clasa melcilor este cel mai numeros grup actual de moluște, cuprinzând peste 90.000 de specii. Specii adaptate atât la viața acvatică, cât și la cea terestră. Melcul de livadă are o cochilie de aproximativ 5 cm în înălțime și în diametru. Îl regăsim în toată Europa cu excepția zonelor nordice. În liziera pădurilor, în poienițe, livezi, parcuri și grădini. Este erbivor, hrănindu-se cu plante, cu ajutorul gurii cu 3 buze și a limbii aspre numită radulă. Consumă și săruri de calciu pentru a-și menține cochilia sănătoasă. Este activ din martie până la primele zile de îngheț din toamnă, când va intra în hibernare într-un culcuș aflat la aproximativ 20-30 cm sub pământ. În timpul hibernării se închide ermetic în cochilie cu ajutorul unui dop, cu atât mai gros cu cât vremea este mai rece. Trăiește, în medie, 7-8 ani. Dar există și exemplare care pot ajunge și la 20 de ani. Un melc poartă ambele glande sexuale. Deci melcii sunt animale hermafrodite. Ei fac schimb de spermatozoizi. În lunile iunie și august vedem adesea melci cu capul în pământ și cochilia la suprafață. Ei depun ouăle prin orificiul genital situat în partea dreaptă a corpului, în apropierea tentaculelor mici. Din ouă vor ieși în aproximativ 3 săptămâni melci cu cochilie transparentă. Calcarul produs de manta ajută la creșterea rapidă a cochiliei, care va continua să crească pe întreaga durată de viață a melcului. În afară de melcul de livadă, mai există și alte specii de melci. Limaxul este un melc terestru și lipsit de cochilie. Melci acvatici, dulcicoli, sunt Limnea și Planorbis, iar melci acvatici marini, Rapana, Ghiocul și Murexul.